Bun venit la un nou unboxing, bun venit la o nouă impresie inițială. Vorbim despre Huawei Band 7 sau noua generație de Smart Band a celor de la Huawei, pe care eu am cumpărat-o pe culoarea roz, pentru că nu am cumpărat-o pentru mine, de aia, ca să știți. Pentru mine l-am luat pe ăsta, și anume pe Huawei Watch Fit 2 și, sincer, îmi place foarte mult cum se simte pe mână, îmi place foarte mult display-ul. Nu este nici foarte mare, nu este nici foarte mic. Marea mea temere fiindcă ăsta este cu un display mic, totuși la 1,74 inch. Aici avem pe Smart Band, pe Band 7 de fapt, avem un display de 1,47 inch și avem în mare parte foarte multe dintre trăsăturile care se regăsesc pe Watch Fit 2 cu o mențiune foarte importantă. Band 7 nu poate prelua și nu poate efectua apeluri telefonice, pentru că nu are nici microfon și nu are nici difuzor. Dacă ar fi avut și lucrurile astea, ar fi fost un accesoriu extrem, extrem de eficient. Dar hai să vedem cum arată. Este capabil să monitorizeze constant 24 de ore saturația de oxigen din sânge. De asemenea, are ritm cardiac, are de asemenea monitorizare de somn, monitorizare de stres și, pentru doamne, mai are o trăsătură specială pe care o să vă las pe voi să o descoperiți. Deopotrivă, 96 de moduri sau de activități este capabil să detecteze acest Huawei Band 7. Bun, foarte ciudată cutia asta. Foarte fain. Seamănă cu Fit 2, cel puțin din punct de vedere al designului, dar și al, hai să zicem, calității materialelor, calității constructive. Aceeași brățară din polimer, aceeași carcasă din polimer, doar că ăsta este pe culoare roz și șasiul, ca să zicem așa, este o nuanță de rose gold. Dacă mai țineți minte iPhone-urile de acum câțiva ani, care nu mai știu care dintre ele, care foloseau culoarea asta, rose gold. Oare iPhone 8 Plus? Nu mai știu exact. Parcă pe iPhone 8 Plus era rose gold. S-ar putea să mă înșel, dar în fine. Bun, partea de senzori optici, prin care se realizează monitorizarea tuturor funcțiilor și activităților și, desigur, display-ul de 1,47 de inch, AMOLED, baterie, producătorul susține că acest, îmi vine să zic tot smartwatch, dar nu e smartwatch, acest smartband este capabil să ofere, este de 7 zile în ciclu normal de utilizare. Bun, hai să vedem ce avem noi pe aici. Dar să nu zici că trebuie să-l împerechez pe ăsta, tocmai... Here we go again, cum s-ar zice, oameni buni. Bun, am făcut toți pașii necesari ca să activez ceasul, fiind vorba despre un utilizator nou, și zic să vorbim puțin despre ceea ce presupune acest Huawei Fit 7 sau Band Fit 7, cum vreți voi să-i ziceți. Avem un display de 1,47 de inch, foarte frumos, foarte luminos și ăsta, nu la fel cu display-ul de pe Watch Fit. Avem o grosime de doar 9,99 de milimetri, motiv de laudă pentru cei de la Huawei, și din nou pe spate suita de senzori care sunt capabili să monitorizeze ritmul cardiac, de asemenea saturația de oxigen din sânge și deopotrivă monitorizarea de somn și stres. Drept urmare, cam aceleași trăsături precum fratele său mai mare. Un smart band de data aceasta, care nu este capabil să preia apeluri telefonice, pentru că îi lipsește difuzorul și microfonul, după cum bine se poate observa, dar cu toate acestea poți fi notificat și poți vedea cine te apelează, în așa fel încât dacă ești într-o situație în care nu ai acces la telefon sau nu poți să accesezi telefonul, măcar să vezi cine te sună și să poți primi notificări. Deopotrivă, rezistență la apă, 5 atmosfere, la fel ca și fratele său mai mare și în general cam ca toate smartwatch-urile în ziua de astăzi. Un meniu foarte interesant, asta este secțiunea de notificări, dați un swipe în sus și ajungeți în notificări, swipe jos și ajungeți în panoul de control, unde aveți diverse funcții și implicit de aici puteți să ajungeți în meniul de setări. Navigarea se face prin gesturi de genul acesta și anume prin swipe la stânga sau la dreapta, aveți și un widget pentru muzică și puteți să controlați implicit muzica de pe alte smartphone-uri decât cele Huawei. Deopotrivă, celelalte widget-uri care pot prezenta relevanță pentru voi. Secțiunea asta puteți să vă customizați voi, la fel cum puteți să vă customizați și fețele de ceas. Și aveți, dacă nu mă înșel, cam 1000 de fețe de ceas. Multe sunt pe bani în magazinul celor de la Huawei, dar
găsiți deopotrivă și gratuite, așa cum este asta, de exemplu. Și vedeți și voi că aveți câteva opțiuni preinstalate de către cei de la Huawei. Drept urmare, vă puteți modifica modul în care să arate ecranul vostru de pornire sau de întâmpinare. Iar pentru intrarea în meniu, apăsați pe butonul din dreapta și așa arată meniul ceasului. Nimic complicat, secțiunea de activități. Ceasul este capabil să identifice 96 de activități, comparativ cu Watch Fit 2, care identifica 97. Ia să vedem aici o chestie. Bun. De asemenea, capabil să autodetecteze activitățile pe care le faceți, dar, și fac mențiunea asta pentru că am observat pe Galaxy Watch Fit 2, cel puțin în cazul meu, nu s-a întâmplat să le identifice. Deci, în comparație cu ceea ce oferă Samsung, din păcate, Huawei încă este în urmă la acest capitol. Meniul general de setări pentru afișaj și absolut toate lucrurile care vă pot interesa. Drept urmare, puteți să considerați Huawei Band 7 drept o versiune puțin mai slim a lui Huawei Watch Fit 2. Arată foarte frumos, îmi place foarte mult cum se simte, e foarte, foarte ușor și ăsta, e chiar mai ușor decât Huawei Watch Fit 2. Calitate constructivă absolut excelentă, chiar dacă ceasul este făcut din polimer, la fel ca și varianta activ de Huawei Watch Fit 2. Senzorii lucrează foarte, foarte bine și încărcarea este din nou aceeași pe magneți, nici de cum wireless. Deși voi aici aveți pinii conectori. O chestie interesantă care mie întotdeauna mi-a plăcut la ceasurile Huawei și am uitat să o menționez, de exemplu, la Watch Fit 2, este partea asta. Nu știu dacă se vede. Pe curea. Vedeți? Țimburușul ăla mic acolo, care permite să fixezi cureaua în așa fel încât să nu-ți mai plece pe mână și eventual să te jeneze. Deopotrivă, legat de partea de curele, și la acesta, dacă nu mă înșel, se pot schimba. Aveți un sistem de tip Quick Release. Nu știu dacă se observă pe cameră, vedeți aici butoanele. Și, deopotrivă, nu știu ce fac ăștia de la Huawei cu brățările lor, mai ales cu astea de silicon, dar niciodată nu am avut probleme cu ele la nivelul mâinii mele, comparativ cu cele de la Samsung, cu care întotdeauna, indiferent de modelul de ceas, fără excepție în decursul anilor, am avut parte doar de iritații. Pur și simplu, cred că ăștia de la Huawei le tratează cu ceva material, în așa fel încât să nu ai probleme de genul acesta, dar vă spun pentru că este o chestiune la care eu țin foarte mult și am avut probleme foarte mari cu brățelele celor de la Samsung, tocmai de aceea întotdeauna când îmi cumpăr un ceas nou, dacă este de la Samsung, primul lucru pe care îl fac este să-mi comand și brățări de schimb. Bun. Paranteză încheiată. Un accesoriu inteligent pentru domnișoare, din punctul meu de vedere. Ăsta este pentru domnișoare, fără doar și poate, dar foarte interesant, foarte util, cu o baterie care, conform celor de la Huawei, rezistă 7 zile de utilizare în condiții normale, în condiții de utilizare intensă, undeva la 5 zile, 4-5 zile. Deopotrivă, zic eu, foarte accesibil, plătești undeva până în 50 de euro, puțin sub 50 de euro costă, de fapt, acest Band 7 de la Huawei. Drept urmare, dacă ai nevoie de un ceas care să arate bine pe mână, ca și doamnă, ca și domnișoară, drept urmare, dacă ai nevoie de o brățară inteligentă care să-ți înregistreze activitățile pe care le faci, știu eu, când te duci la sala de fitness și așa mai departe, dacă ai nevoie de un accesoriu inteligent care să-ți ofere niște informații legate de starea de sănătate pe care o ai, știu eu, nivelul de stres, monitorizarea de somn, monitorizarea de ritm cardiac, saturația de oxigen din sânge care este măsurată continuu, la fel ca și pe Huawei Watch Fit 2, atunci ăsta este un produs care ți se adresează și care, din punctul meu de vedere, își face cu prisosință treaba pentru puținii bani pe care îi plătești. Nimic mai mult. Are niște vagi apucături de smartwatch, are niște vagi apucături de, hai să zicem, Watch Fit 2, dar nu este la același nivel pentru simplul fapt că lipsește, de exemplu, partea de comunicare, și anume difuzor, microfon. În plus, lipsește memoria internă, care, sincer să fiu, habar nu am cât este pe acest smartband, pentru că nu am găsit absolut nicio informație legată de acest aspect, nici despre procesor, nici despre memoria RAM.
la fel cum nu am găsit nici despre Watch Fit 2. Cu toate acestea însă, primește recomandare din partea mea, este un produs pe care vi-l recomand. Este un produs foarte frumos, mai ales în combinația asta de culori, roz cu roz gold pe cadran. Și zic eu, poate fi ceea ce aveți nevoie. Asta desigur dacă vă interesează tehnologia. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare, ca întotdeauna vă urez toate cele bune. Numai bine!